Salutare! Astăzi avem o etapă care este imediat după ce am turnat betonul de egalizare. Mai exact, aplicăm o soluție de impermeabilizare, o soluție de la Ceresit, pe care o aplic împreună cu Claudiu, aia acolo jos, și cu Vali. De fapt, eu nu aplic nimic, că m-am oferit să fac și o treabă, dar se pare că n-am primit acces la scule și la ustensile. Nu inspir prea multă încredere să mă pricep. Dar acolo jos colegii mei se ocupă să facă treaba asta, astfel încât betonul de egalizare să nu mai aibă nicio șansă să mai respire cu pământul. Această etapă de impermeabilizare este destul de importantă și ajută foarte mult în procesul ăsta de ca să întrerupă transferul ăsta hidro și o să mai fie încă o mână sau două chiar, adică nu e din prima. Și pentru asta am folosit soluția asta de la Ceresit, care se amestecă cu apă și o puteți da într-o formă pensulabilă sau cu trafaletul. Asta e evident după ce betonul s-a întărit. O să vă arăt acum cum se face și o să vă las și o descriere astfel încât să știți cum și ce anume, care sunt proprietățile acestui material, ca să vă faceți o idee mai clară despre importanța acestei soluții. Claudiu, ce face toată treaba asta? Care e eficiența acestei soluții? Păi, eficiența ei constă în faptul că este un adeziv pe bază de cristale care în momentul aplicării intră în compoziția betonului și cristalizează foarte bine betonul. Ce se întâmplă? Ne scapă de tot ce înseamnă infiltrație. Practic, el cristalizează toată suprafața de beton, deci nu la suprafață, ci cristalizează betonul în sine. Okay. Cam despre asta este vorba. Și asta cam în câte mâini facem aici? Pe aplicarea ei se face o mână pe lungime, o mână pe lățime. Da? Și la țesătura și asta am undeva la un interval de minim 12 ore între ele. De ce? Ca să aibă timp să-și facă priza necesară. Primul strat, evident, și al doilea. Oricum, asta zic eu așa, că din ce șantiere am mai văzut, asta e la mine personal, dar din ce șantiere am mai văzut, nu găsesc cu tehnica asta. Și voiam să te întreb dacă, nu știu, că pentru cei care sunt în curs de a-și face un proiect, dacă pot să dea chiar ei, că na, știi cum e. Da, se poate aplica de către orice persoană, dar nu trebuie să fie un personal calificat pentru treaba asta. Ideea este că trebuie aplicată neapărat, poate să o întindă înainte cu un trapalet, dar neapărat trebuie aplicată pensulabil. Cel mai ok fiind bibineaua. De ce? În momentul în care o luăm și întindem, da? Vom acoperi absolut toți porii. Da? Nu vor rămâne pori. Dacă întindem doar cu trapaletul, nu va pătrunde în toți porii. Ideea este că noi trebuie să acoperim absolut toți porii betonului, da? Ca ea să poată să facă cristalizarea. Uite, vezi? Despre asta vorbim.
ridică să se iasă cam 50. Uh-huh. Cred că am luat prea puțin material. Nu. Material puțin. Nu e ușor. Știam că nu e ușor. Hai să te auzi. Da? Ia. Bun, prinde bigneaua în felul ăsta, da? Aha. Vezi? A, că ai priză ca păperia de porc. Ai priceput? Aha. E vorba de priză și atunci uite. Da, 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 am înțeles. Am înțeles. Ideea este, așa cum ați aflat și de la colegul meu Claudiu, care se ocupă și are mâna rapid acolo, că asta e o activitate pe care o puteți face chiar și de weekend, în câteva ore, dar e bine să știți de ea, pentru că nu aveți foarte mult timp la dispoziție, astfel încât puteți trece la următoarea etapă foarte rapid. În momentul în care așezați fierul, e deja târziu să vă mai dați seama, aoleu, puteam să fac și pe asta. De asta, videoclipurile pe care eu vi le vi le produc pe acest canal, sunt ca să aveți acces la o informație un pic, cu un pas înainte să se întâmple, pentru că e păcat pentru câteva ore pe care le puteți face chiar voi să săriți această etapă. Nu te mai poți întoarce după aia să mai repari și sunt niște lucruri care fac diferența pe toată durata de viață a construcției. Așa că încercați să fructificați experiențele pe care eu vi le expun aici, atât de pe la alte șantiere, cât și de pe șantierul meu propriu, și puteți face și voi anumite lucruri de genul ăsta, sau puteți vorbi cu oamenii cu care veți colabora să puteți aduceți acest de plus de calitate. E o chestie care poate face diferența. Noi, spre exemplu, avem câteva zile, vreo 2-3 la dispoziție, astfel încât să putem să aplicăm straturile astea, și ăsta e un avantaj pe care îl vom fructifica cu ajutorul lui Claudiu, că el a venit în ziua lui de sâmbătă liberă, a venit să dea cu bidineaua. Eu m-am oferit, zic, amă, că dau și eu. A zis, nu, el e pe bidinea. Cred că și-a dat seama că nu o să mă pricep prea bine, dar încercam. Și nu uitați să apăsați butonul de subscribe ca să ne vedem și la următoarele. Deci, videoclipul ăsta a fost despre impermeabilizarea betonului și cum puteți să închideți porii betonului de egalizare. Evident că soluția asta o puteți folosi și pe alte, alte proiecte, astfel încât să închideți povestea asta cu porii betonului, că betonul va fi tot timpul un material poros. N-ai, oricât de bine l-ai vibra, oricât de bine l-ai, nu se poate închide 100% decât cu soluții ajutătoare. Până data viitoare, spor la treabă!